Tragedia azi noapte în Vaslui, un tânăr de 28 de ani a murit, iar prietenul său se zbate între viață și moarte la spital după ce motocicleta pe care se aflau a fost pulberată de un autoturism. Șoferul nu le-a acordat prioritate, însă martorii susțin că și motocicleta avea viteză mare. Mare, e accident! Puțin înainte de miezul nopții, o motocicletă gonește în viteză prin centrul orașului. În scurt timp, chiar lângă spitalul județean Vaslui, se aude un zgomot teribil. Șoferul unei mașini vrea să intre în curtea unității medicale și taie calea motocicletei, care se izbește puternic de portieră. V-ați speriat? M-am speriat. Ce credeți, viteză, de atenție? Cred că e viteză, doamnă, cred că e viteză. Tinerii de pe motocicletă de 28, respectiv 24 de ani, sunt pur și simplu aruncați în aer și se prăbușesc într-o baltă de sânge pe șosea. Impactul a fost atât de puternic încât și mașina rămâne cu roțile în sus. Eu am văzut prin... ce? Pe partea aia. Deci era motociclist pe partea aia și mașina făcea rumbă. Și s-au întâlnit, s-au bușit amândoi cum ar veni. S-au bușit așa, unul între altul. L-am văzut pe băiatul care este. L-am văzut când căzut jos și am fugit pentru așa ceva ca să-l salvez. Mare, e accident. M-a speriat. Medicii care erau de gardă au ieșit imediat în stradă. Au început de urgență manevrele de resuscitare pentru tânărul motociclist. Nimic însă nu l-a mai putut readuce la viață, în timp ce prietenul său intrase în comă. Am luat tot ce am putut lua în fugă și am ieșit în stradă. Am găsit doi pacienți, unul comatos și încă unul în stop cardiorespirator. Am avut noroc că ambulanța a smurt, era în curtea spitalului și am inițiat manevrele de resuscitare. A fost intubat, masaj cardiac, adrenalină. Manevrele au fost continuate în unitatea de primire urgențe, aproximativ o oră, fără rezultat. Șoferul autoturismului a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Este însă în stare de șoc. Polițiștii l-au testat pentru alcool, dar rezultatul a fost negativ. Pe numele lui s-a deschis acum un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.